Inspectorii din cadrul Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Arad, în perioada 1-4-2013 au efectuat un număr de 304 acțiuni de inspecție și control în hipermarketuri, magazine alimentare, depozite alimentare, dar și piețe agroalimentare. Vizați au fost cei care comercializează lactate, ouă, dar și carne de miel. Certificatul de producător este vizat la zi pe 2013. Documentul de înregistrare sanitar-veterinară, care este în regulă, este pe termen nelimitat. Așa. Carnetul de sănătate a păsărilor. Și aici avem viza inclusiv pe trimestru 2. Deci sunt în regulă și documentele acestea. În urma controalelor s-au constatat mai multe nereguli cu privire la nerespectarea normelor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, privind condițiile de comercializare, dar și comercializarea de carne ambalată și etichetată necorespunzător. În primul rând, aprovizionarea să fie făcută din locuri autorizate sanitar-veterinar, unde siguranța produselor este 100%. Bineînțeles, carnea de miel care se comercializează prin magazinele specializate, ouăle, brânza, deci sunt produsele care sunt mai solicitate pe animal, în rest cozonaci și atenție la vopselele de ouă care pot să fie contrafăcute și toxice pentru... Chiar dacă aglomerația din piață este mare, comercianții nu pot spune că vânzările merg chiar foarte bine. Bineșor, nu chiar așa de bine ca anii trecuți, dar totuși. Cam ce cântă lumea așa și cam ce cantitate? Păi nu prea cumpăr așa cantități mari, mai puțin, așa, câte un pic să-și ajungă banii pentru toate câte trebuie. Foarte bine, foarte bine, da. Cumpără oamenii în general? În general ouă, brânză, atât. În cantități mai mari sau mai mici? Puține, puțin, foarte puțin. Un pic mai bine decât normalul, deci cum vin și sărbătorile, să mănânc un pic mai asta, dar în rest, așa și așa. Controlele vor continua în perioada premergătoare sărbătorilor pascale, cu echipaje mixte formate din reprezentanții Direcției de Sănătate Publică, Oficiul pentru Protecția Consumatorilor, Direcția pentru Agricultură și Inspectoratul Județean de Poliție Arad, respectând prevederile notelor de serviciu emise de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor București.